Institutul de urgență pentru boli cardiovasculare și transplant din Târgu Mureș a fost reînființat prin hotărârea de guvern 413 din 2 iulie. Prin ordinul Ministrului Sănătății 952 din 31 iulie 2013, care aprobă structura organizatorică a Institutului de boli cardiovasculare și transplant din Târgu Mureș, se confirmă reînființarea institutului începând cu data de 1 august 2013, unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății. Astfel, prin restabilirea structurii institutului, se creează condiții pentru reluarea activității de performanță, în special în activitatea de transplant cardiac, chirurgie cardiacă pentru sugari și nou-născuți și chirurgia cardiacă pentru adulți și copii. În structura sa integrată, clinicile de cardiologie adulți, cardiologie copii, cardiologie intervențională, împreună cu secțiile de anestezie, terapie intensivă și recuperarea cardiovasculară, vor colabora cu Spitalul Clinic Județean de Urgență și SMURT.